Se povestește că Sfânta Elena, mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare, a poruncit să fie făcute săpături pe muntele Golgota, unde s-au descoperit trei cruci. Pentru a afla care este crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul, a fost adusă o femeie bolnavă și i s-a spus să atingă pe rând crucile. Aceasta a atins prima cruce, apoi pe a doua, iar când s-a atins și de a treia cruce, s-a vindecat pe loc de boala ce o chinuia de multă vreme. În felul acesta, Sfânta Elena a știut care este Sfânta Cruce și care sunt cele două cruci pe care au fost răstigniți tâlharii. Crucea Sfântă se mai păstrează și astăzi într-o biserică din Ierusalim, săvârșind fără încetare minuni în trupurile și în sufletele celor ce vin și se închină în fața ei cu sinceritate și cu credință.